Portalul de știri noi.md continuă să-și surprindă plăcut vizitatorii. De această dată am hotărât să lansăm un nou proiect intitulat Nicăieri nu-i ca acasă. Este o rubrică specială prin intermediul căreia ne propunem să descoperim împreună oameni de valoare care au ales să rămână în țară indiferent de greutățile prin care au fost nevoiți să treacă. Tot de la ei vom afla motivele pentru care moldovenii ar trebui să rămână și să-și construiască viitorul aici, acasă. Astăzi vom face cunoștință cu Anton Lașcu din satul Vatici, raionul Orhei, pentru care despărțirea de Republica Moldova ar însemna un pas înapoi și ar provoca prea multă durere sufletului său. Dragostea de plaie este semioritic și dragostea de trecutul și viitorul neamului nostru. Am făcut ca să fiu, să rămân, să făuresc aici pe loc, să nu mă duc prin străini, dar aici, pe pământul strămoșesc. Numai decât, poporul ăsta are viitor și ar să aibă, prin greutăți, o să treacă, dar o să aibă, da. Păi cum, cu vizionatul am fost și m-am uitat, am copiat câte ceva foarte bun și frumos, am fost pe Europa, dar vatra strămoșească, eu nu pot uita niciodată și nu pot lipăda niciodată. Am fost, dar nu știu ce, în locul ăsta este un magnet care m-a atras sufletul înapoi și eu nu am putut. Am zvârlit și San Giorno și tot, zic ca să mănânc măriguță cu ceapă, dar aici, pe vatra strămoșească. Vai, eu îi rog, nu că așa, dar îi rog, întorceți-vă băștinașilor înapoi la baștina voastră, unii v-ați născut, unii neamul vostru este și tătă. Întorceți-vă și făuriți aici pe loc. Nu așteptați că cineva o să vină din altă parte să vă facă bine și ați vă teme, hai, veniți la smântână. Nu, trebuie de venit singuri să muncim aici pe locul strămoșesc, să facem ca să fie bine.